A sosit momentul să le arăt copiilor unde am copilărit eu. Și așa că ne-am împachetat mașina și am pornit spre locuri noi. Și am plecat de acasă din San Andrei și am ajuns, bineînțeles, la Obreja. Iar de acolo, a doua zi, am plecat către Poiana Mărului, Scorilo. Până să ajungem, George a întrebat direcțiile. Nu vă supărați! Pe unde trebuie să mergem ca să ajungem la oțelul? A, pe stânga, bine! O zi bună să aveți! După care, bineînțeles, am ajuns la Poiana Mărului, fosta colonie unde eu am copilărit. Din păcate aici nu se mai regăsește nimic din ce era. A fost un mic orășel pe vremuri, de mult înainte să se termine barajul, dar acum nu mai există nimic. După cum bine se poate observa, s-a împădurit aproape tot locul în proporție de 90% și mai sunt aici colo câteva bărăcuțe locuibile. Am ajuns și pe barajul de la Poiana Mărului din județul Caraseverin, unde, bineînțeles, le-am arătat frumusețea de acolo, cum s-a construit și le-am povestit puțin din copilăria mea și din istoria barajului, cum acesta a fost construit și cum, bineînțeles, și oma lor a lucrat aici și ce a fost ea responsabilă. După câteva poze făcute frumos, am ajuns, bineînțeles, la coada lacului, unde acolo ne-am lăsat mașina și ne-am luat bicicletele și am plecat cu bicicletele într-o mică plimbare. Aproape 14 km. Am văzut și hotelul Scorilo, unde se țineau super evenimente. Din păcate, nu mai e nimic aici. Am pedalat, am luat o mică pauză și în momentul în care am luat o mică pauză, la jumătatea drumului, bineînțeles, copiii au vrut înapoi acasă. Am făcut 6 km pe bicicletă. Mergem acasă, mergem acasă. Chiar așa de slab sunteți? Da. Tati! Ce? Nu! Întorcându-ne, ne-am oprit la ponton. Am făcut niște poze aici. Ne-am legănat un pic pe huțule. Aerul de munte. Meditați, mă! Nu. Ok. Am văzut câteva căbănuțe și pensiuni foarte frumos construite, după care ne-am oprit și noi la o pensiune, am băut un suc și am dat de un teren de sport unde ne-am petrecut cam aproximativ 30 de minute, dacă nu mai bine. Ne-am întors la coada lacului și aici am învățat să aruncăm cu pietre în apă să facem niște brosculețe. După care am mai întrebat odată în ce direcție trebuie să mergem. Nu vă supărați! Pe unde trebuie să mergem ca să ajungem la oțelul? A, pe stânga, bine! O zi bună să aveți! Și am revenit acasă unde ne-am relaxat pe deplin în scaunul nostru de masajuri. Inspiră să ce? Să mă duc la Dumnezeu și să stau liniștit. Parcă sunt în Dumnezeu în rai și îmi face Dumnezeu un masaj. Ce? Cât l-ai pus? 10 minute.